intrat mult prea multă apă, s-a creat o presiune foarte mare și printr-o explozie apa a țâșnit în afara peșterii, exact pe culoarul pe care am intrat noi mai devreme. Ca aceasta din mijloc de aici, cele sunt numite stalagmite, cele atârnate ca țurțurii de tavan, ele sunt numite stalactite în 100 de ani. Ca și înălțime, aceasta o să puteți observa o coloană de dimensiuni mai mici și un lac micuț, ca acestea sau gururi cenuți în apă. Ei bine, în partea de jos acestui gur puteți observa și un cal sculptat în pământ. Acesta a fost creat de către unul din speologii care au lucrat. Tot în partea stângă a dumneavoastră, în zona aceasta în care mă aflu eu, o să puteți observa o galerie. Ei bine, prin această galerie, peștera iese afară, într-o poieniță, printr-un culoar principal de 210 metri. Numai că această ieșire noi am blocat-o cu un grilaj, ca să nu mai poată pătura.